Vă l-ați vorbit singur? Dar ce să vorbesc, că nu pot să vorbesc? Ce? Ce aveți de vorbit cu voi doi? Nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Adică te prostești tu acum? Nu, Marian, tu crezi că eu sunt. Doamne, ferește. Nu lua decizia acum la nervi. Referitor la altceva. Nu, am luat decizia la tot. La tot ce? La tot ce e de făcut. Cum rămâni cu ceea ce spuneai tu? La ce referi? Singura femeie pentru care ai venit și toate astea? Vrei să zici concluzia? Am trăit 5 luni într-o minciună. Minciună din partea mea? Trage concluziile tu singură. Ce minciună? Nu vorbește. Într-o minciună totală, nu mai contează. Care e minciună? Nu mai contează, nu vreau să vorbesc aici. Nu vreau să vorbesc aici. Care e minciuna? Care e minciuna? Tu. Eu? Cu ce? Cu tot. Cu ce? Cu tot, nu mai, te rog, mai, nu vreau să scot. Cu ce? Nu mai contează. Cu ce? Nu mai contează. S-a vorbit. Ce să mai vorbim? N-ar rost să ții toată lucrurile astea în tine, pentru că după aia tot vă faceți rău. Stați acum și vă... Vă acuzați unul pe altul și la urmă... Cu ce să ne acuzăm? Așa, de faptul că ceea ce spui acum cu minciună, că nu știu ce. Da. Nu știi tu că lucrurile nu sunt așa cum crezi. Ba da. Că nu e vorba de minciună, da. Vorba de... Care sunt minciunile, mă? Care au fost adevărurile? Asta e întrebare. Dacă nu erau adevăruri, cred că nu erați împreună nici în ziua de-aia și și atâta timp să treceți... Mariana, știi când se văd, când se vede adevărata fața oamenilor? La greu, la bine. Și cu asta am spus tot. Păi, acum, la greu, trebuie să fiți alături de altul. Nu. Da. Da, aici demonstrați cu adevărat dacă vreți să fiți unul pentru celălalt. Nu. Sau... Ba da. Pentru ce ai luptat atâta timp? Nu am. Tocmai. Tocmai. Că nu trebuie să lupt. De ce? Nu trebuie să lupt. Că nu am meritat. Acum așa, dintr-o dată, te-ai trezit tu că n-am meritat să lupt? Da. Că ce? Din orgoliu și pentru că refuzați, vorbiți unul cu altul? N-am refuzat nici aici, nici afară să vorbesc. Am vorbit destul de clar. Am înțeles ce era de înțeles. Trebuia să deschid ochii mai demult. Da, dar vorbește deschis cu ea și ajungeți la un numitor comun împreună. Vrei să fii tu, psiholog aici, să-i ajutăm să iei o decizie? Fii tu, îți vorbesc unul cu altul. Păi ce decizie dacă mi-a tot spus că a luat o decizie? Păi ce decizia trebuie să o iei separat, trebuie să o iei împreună. Păi da, cum o împreună, că ai au fost de acord de toată ziua? Te-ai sucit? S-a umblat la soft? Nu. Și atunci? Da. Nu mai a făcut mișto, dar chiar ai burtă? Ha? Am zis cum am sucit? Și atunci Mariana ce zice? Discut mai târziu cu tine. Mariana ce zice? Ce ai zis? Din ceea ce spune Andrei. Că a trăit o minciună, 5 luni. Ce voi zice? Stai un pic, că n-am înțeles. O minciună la ce se întâmplă între voi doi? Asta de ce e? Tu ai fost în situația în care este Andrei acum. Ar trebui să îi dai un sfat. Mă, sfat. Tu n-ar trebui să asculti sfatul meu, sfatul lui Mariana. Tu trebuie să o iei pe aia separat. Și ok, dar i-ai spus de ce a fost o minciună? Nu. I-ai spus? Nu. Bă, când vorbești un lucru așa și te schimbi pentru două vorbe, eu ce să trag cu... Înseamnă că ți-o umbla la soft. Nu. Da, ba da. Ba da. N-am zis că nu. Ba da. Ascultă-mă pe mine. M-a zis că nu mai. Ba da. Nu. Nu. De ce nu-ți vezi tu de treaba ta, că nu înțeleg? Păi da-mi văd de treaba, dar... O ia, mă, să-i convingă pe ei doi ca să nu renunțe. Asta voia să fac. Asta voiai tu să faci, nu? Voiai să-i convingi pe ei doi să nu renunțe. Mă, nu neapărat să nu renunțe, că eu am zis de la început. Adică eu pe Andrei, n-am absolut nimic cu el, dar l-am apreciat că și-o menținut părerea și-o m-a spus, bă, verde în față, știi, nu s-o mai... Nu i-o mai spălat nimeni creierul și nu s-o mai lăsat influența de alți concurenți, înțelegi? Că unii ne mai lăsăm influențați de alții, că așa e în casa asta. Și acum, dacă oamenii au o problemă, de ce să nu fiu eu bun samaritan și să încerc să vorbesc cu ei? Ca asta nu înțeleg. Urât în partea ta ce face Alexandra, oricum. Dacă vin la tine în gură acum, te dacă vii te răzgândești? Dacă vii și îmi dai așa o limbă. Dacă vin și
Ură, te răzgândești? Nu. Ești Da. Mă bucur. Dar de ce să dau conexiune? Am vrut eu să se dea conexiune, că am vrut să aud ce spui, pentru că știam că vorbești prost. Dar n-am vorbit prost. Dar nici mult nu mai vei. Dacă nu se oprea conexiunea, acum începeai să vorbești prost. Ești, mă, de aici, că nu vorbeam prost, că vezi că eu am vorbile ca... Dacă vrei să-i convingi să nu plece, fă-o. Dar nu încerca să dai niște exemple care nu, la... care nu și-au... Exemple, am dat! Îți spun doar atât, nu încerca să dai niște exemple care nu și-au... Nu mă mai vorbeam pe mine, că n-am dat niște exemplu. Nu sunt proastă și nici prost în fruntea mea nu scrie, te cunosc destul de bine și știu exact ceea ce ai spus acolo. Ți-am zis, dacă vrei să te rogi de ei să nu plece sau să-i faci să rămână în casă, fă-o. Dar nu dai exemple proaste. Ok? Da, mă, femeie. Ce râde că... Păi ești... Bine, Adriana, bravo. Alexandra, hai să spun două vorbe. Confunzi marfa cu ambalaj, ai înțeles? Dacă crezi că e ca la Maria, în cazul Mariei, confunzi rău de tot marfa. Nu, nu este vorba de asta, Andrei. Eu pe tine, ascultă-mă puțin. Andrei! Ascultă-mă puțin. Eu pe tine te știam dreapta, ai înțeles? Să vorbești ceea ce trebuie. Chiar dacă de multe ori vorbeai prost, vorbeai numai adevăruri. Acum crede-mă că ai deraiat complet. Nu, n-ai înțeles. Pentru o femeie proastă care nu înțelege, ce a vrut Andrei el să spună cu cuvintele astea? Dar cel mai bine trebuie să explice el, fiindcă el a vorbit, n-are cum să explice ea. Păi a spus aia mai devreme că am înțeles greșit, tu n-auzi. Alexandra, fii atentă. Îți dai o altă părere, dintr-un alt unghi vede lucrurile. Pune să spună aia ce a înțeles ea din cuvintele pe care Andrei le-a spus ieri. Subiectele astea, gata. Hai liniștită, ție că nu plec acasă, eu plec, bă, că nu fac teatru ca ăștia pe aici, ca să-mi trage, cum stă treaba. Eu nu fac teatru, că dacă Maria mai... Dar de ce? Dar... Nu, eu nu fac, dar hai liniștită. Băi, Andrei, ce-ai zis ca să-ți vezi treaba ta? Da, bă, da, i-am adresat o întrebare, atât, n-am făcut nimic. Mi-l las-o. Erai conștient că tot ceea ce-i scoți pe gură e interpretabil, nu? Dar nu interesează, mă, Marina, că nu am făcut teatru cum fac alții pe aici. Am înțeles și cred că se vede foarte clar că nu ai făcut lucrurile astea cu un scop. Dar lasă-i să vorbească, pentru asta sunt aici, să vorbească. Ei, lasă-mi să te întreb. Ei, lasă-mi să te întreb. Te înțeleg, dar n-am ce să-ți fac. Nu ai ce să faci tu. Știu că nu depinde de mine lucrurile și nu sunt eu în măsură să iau decizii în relația voastră. Trebuie să vorbiți lucrurile voi amândoi și să puneți lucrurile cap la cap. Pentru că asta e mai important. Nu, eu l-am pus cap la cap. Trebuiau pus la cap la cap. Văd că pe traseu nu e... Și ce zic? Pe traseu nu e răzgândit și nu mai e răzgândit. Dar nu s-a răzgândit. Nu, e vorba, da. Nu s-a răzgândit, îți zic eu. Foarte bine. Aia! Lasă-se că vreți. Păi da, o văd că se duce cu el. Te mai duci? Nu, că se duce în spate. Până ajung eu, ea deja se duce la el. Să vorbești cu el, măcar tu vorbești. Mai vreau. Vorbești, nu mai vreau. Hai că vine să vă strâng din gât major. N-am cum să vă fac să înțelegeți la cât din căpăți noi sunteți. Dacă el nu vine, vorbești cu el. Fără să realizezi și el anumite lucruri. Ce? Și dacă a spus, lasă-l să spună tot ce vrea. Nu trebuie să stai să-i dai explicații nimănui în momentul de față pentru ceea ce a spus el. El le-a zis. E normal, ești iubita lui, vrea să te vadă cât mai sus, nu? Pentru că, din punctul lui de vedere, consideră că tu meriți, nu? E normal. La fel cum oricare dintre noi ar fi într-o relație și ar dori ca persoana din el să fie cât mai sus. Nu are rost să plânge acum să te consumi. Cel mai bine este să vorbiți deschis toate lucrurile pe care le aveți de vorbit și să nu mai existe presiunea asta între voi. N-a vrut. Lasă-l să calmeze, atunci veți vorbi după aia. Dar dacă stai și tu și plângi, ești conștientă că nu ajungi nicăieri. Mai stai aici.
Mi-ajunge. Fii sinceră. Da. Mi-ajunge. Ce vede pe fața ta când vezi pe tine? Ba da. De ce? Nu mai am chef. Și nu mai ai chef. Nu știu dacă o să faci tu la fel cum a făcut Madalina cu George. Ha? Dacă o să faci tu la fel cum a făcut Madalina cu George. Adică? Madalina cu George, după două săptămâni, trei săptămâni, să-i scrie domnișoara Cristina să zică că vor să se întoarcă. Și să facă live, să-i... Na, unde sunt mai... Ei au plecat, da, la jumătatea emisiunii. Dar ce mai e acum? De-abia ajung acasă și peste puțin timp se termină emisiunea. De unde știi tu? Nu mai durează mult acum. Păi și tocmai asta e și ideea, că nu mai durează mult. E păcat. Păi, păi și e păcat. Chiar e păcat să pleci. Păi tu te-ai chinuit aici atât și ai trecut prin atâtea ca să dai cu piciorul acum? Marinescu, dar nu ți-e ție dor de Maria? Poftim? Nu ți-e și ție dor de Maria? Nu-i, văd că nu-i pronunț numele deloc. Cine e Maria? Unde e Maria ca să-i pronunț numele ei? Pe gen sau... O vă lângă să mine, o vă la voi. Să vorbești despre. Uite, de exemplu, cum am făcut Codruț când Alexandra nu a fost atunci în casă. A vorbit despre ea. E, păi eu sunt modelul lui în viață. Cu cine a vorbit, mă? Cu cine a vorbit despre ea? Cu Comănici a vorbit despre ea, cu tine, tu o dădeai mereu exemplu, cu mai multe persoane din casă. A vorbit despre Alexandra. Auzi? Da. Nici tu n-ai pronunțat numele lui. Mamă, vorbesc cu cuvintele lui. A vrut, mamă, a vrut Radu să zic ceva pentru el, pentru că nu are chef Radu să vorbească. Marinescu, vezi că aici berez, vezi că mai devreme am vorbit despre Marius, nu știu cum să zic. Da, da, mă, n-am treabă, vedeți-vă voi, treaba voastră și aia. Da, Marius, fă că nu vorbește despre tine. Îți arăt sentimentele față de ea. Că o cauți, că o vrei în viața ta, că... Așa, dacă a fost întrebat și a uitat să răspundă. Păi asta zic. Nu a adus-o nimeni. Marius, tu n-ai vorbit de Marius, stai liniște că te-am auzit. Stai liniște că am vorbit de Marius. Da, la trecut, am vorbit la ce cu vorbit? La trecut, la ce ai vorbit? Da, am vorbit la trecut. Păi normal că la trecut, că voi așa sunteți. Da. Cuplu de show. De show, adevărat. Cum bă, te contrazici, bă, omule, mai devreme spuneai ceva despre Adriana, acum spui că e cuplu de show, bă, dacă am văzut cu... Dar nu ți-am zis, mă? Acum 5 minute vrei să că e cea mai asumată, că e cea mai, cu cea mai coloană vertebrală femeie, că ia decizii, nu ia decizii... Până la tine am spus, de la tine am schimbat părerea. Ai spus că ea s-a sărutat cu mine sau ce a făcut, s-a pus prea repede într-o relație, ceea ce n-a făcut cu nimeni. Da. De ce a făcut lucrul ăsta? Pentru se că... pare că m-am pus ca să nu-i se mai scoată ochii, mă, că nu face nimic în casă, de-aia. Radu! Păi te contrazici iar. Radu, ți se pare că eu m-am pus repede împreună cu Marius? Nu, după 3 zile deja... După 3 zile, bă, tu ești normal la cap? De o lună de zile nu mai știi efectiv cum să ceri mila publicului persoanelor din casă. Mai lua gradele astea. Păi nu, oprește-te, lasă-mă. Păi gradele le aveam oricum. Nu aveam, gradele le-ai luat tu, acum și le-am luat fals. Lasă-mă să termin, eu după aia vorbește. Când un om vine aici și spune hai să plecăm acasă, iar după se răzgândește, eu ce să înțeleg? Decizia mea este luată, ea să rămână aici în continuare competiția. Fac pe tine să te gândești cât de mult o iubești și cât de important este. Domnișoara Cristina nu există și cu asta am încheiat. Dacă vor să plece, să plece. Dacă vor să rămână, să rămână. Îți place de Marinescu, asta susțin eu. Vrei să faci ușor pe la spate ca un șerpișor, ca așa fac. Te-ai prins? Știi? Săgeata devine șarpe. Termină că vorbești prost! Bă, dacă să ți-a spus că s-a închis subiectul ăsta, închide! Lasă-mă, mă! Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.